Ministerul Educației a făcut public programul celor două sesiuni ale examenului de bacalaureat din acest an. La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene sau a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadei de susținere a probelor de evaluare a competențelor digitale sau lingvistice, se specifică în finalul documentului. În ceea ce privește sesiunea iunie-iulie 2012 a bacalaureatului, acesta va începe pe 28 mai 2012 cu înscrierea candidaților la prima sesiune de examen. La 1 iunie 2012 are loc încheierea cursurilor pentru clasa 12 și a 13. Între 11 și 13 iunie 2012 are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Între 13 și 15 iunie 2012 are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Între 18 și 22 iunie 2012 are loc evaluarea competențelor digitale. Între 25 și 27 iunie 2012 are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Pe 2 iulie 2012 are loc proba scrisă la limba și literatura română. Pe 3 iulie 2012 are loc proba scrisă la limba și literatura maternă. Pe 4 iulie 2012 se va desfășura proba obligatorie a profilului proba scrisă. Pe 6 iulie 2012 are loc proba la alegerea profilului și a specializării proba scrisă. Pe 8 iulie 2012 vor fi afișate rezultatele examenelor. Pe 9 iulie 2012 se pot depune contestații. Între 10 și 12 iulie 2012 are loc rezolvarea contestațiilor, în timp ce pe 13 iulie 2012 vor fi afișate rezultatele finale. Pentru sesiunea august-septembrie 2012, înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen va avea loc între 16 și 20 iulie. Pe 20 și 21 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Între 20 și 22 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. Pe 21 și 22 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Pe 23 și 24 august va avea loc evaluarea competențelor digitale. Pe 27 august va avea loc proba scrisă la limba și literatura română. Pe 28 august se va desfășura proba scrisă la limba și literatura maternă. Pe 29 august se va desfășura proba obligatorie a profilului proba scrisă. Pe 31 august se va desfășura proba la alegerea profilului și a specializării proba scrisă. Pe 2 septembrie se vor afișa rezultatele și se vor depune și contestațiile, în timp ce pe 5 septembrie 2012 va avea loc afișarea rezultatelor finale.